Sorin Oprescu rămâne liniștit în Grecia. Fostul primar al capitalei a fost salvat din nou de justiția elenă, care a decis să nu îl extradeze. Judecătorii din Grecia consideră că Sorin Oprescu nu ar beneficia în România de un tratament corespunzător. Fostul edil are de executat aproape 11 ani de închisoare. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce mai multe detalii despre acest subiect chiar acum în direct. Gabi, bună ziua, te ascultăm! Găsim magistrații Curții de Apel din Atena au decis să nu îl extrateze pe fostul primar general al capitalei Sorin Oprescu, cel care are de executat aici în țară 10 ani și 8 luni de închisoare. Decizia magistraților Curții de Apel din Atena nu este una definitivă, ea poate fi atacată în instanță cu recurs de autoritățile din România. Însă vedem că în aceste momente fostul edil al capitalei este în libertate, în continuare în Atena, acolo unde de altfel ne reamintim că a fost pus sub cauțiune și lăsat liber, cauțiunea fiind estimată la 5.000 de euro, cauțiune pe care de altfel ar fi și plătit-o. Așadar, vedem că Sorin Oprescu rămâne liber în continuare în Grecia și vă reamintesc că a fost dat în urmărire generală pe 13 mai aici în țară, după ce a fost condamnat de magistrat Curții de Apel București la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni de corupție. A fost căutat la vremea respectivă de polițiști la locuința sa și după ce au constatat că este de negăsit a fost dat și în urmărire generală și vă reamintesc că Sorin Oprescu a plecat din țară pe 25 aprilie prin Vama Giurgiu. Nu a fugit de oamenii legii pentru că în momentul în care a plecat din țară nu avea nicio interdicție. Vom vedea până la urmă dacă autoritățile din România vor face recurs la această primă decizie a magistraților Curții de Apel din Atena și totodată și care va fi decizia definitivă în cazul fostului primar general al capitalei Sorin Oprescu.